Nemulțumirile cadrelor didactice în ceea ce privește remunerarea pentru supravegherea elevilor și evaluarea lucrărilor la examenul de bacalaureat s-au amplificat în acest an, ajungându-se chiar la ideea boicotării probelor. Din fericire, în județul nostru nu s-au înregistrat astfel de probleme, iar profesorii au răspuns pozitiv la solicitările de formare a comisiilor. Profesorii sunt la datorie, au răspuns prezent, nu neapărat pentru motivația financiară despre care vom vorbi imediat, ci pentru faptul că este o obligație profesională. Dascălii, cadrele didactice, știu care le este rolul, știu că au obligații profesionale, au și obligații morale, nu doar cele care decurg din fișa postului. Nu ne-am gândit nicio clipă, cel puțin la nivelul județului Dâmbovița, să boicoteze în vreun fel sau altul susținerea acestor examene. Cadrele didactice vor fi plătite în funcție de responsabilitatea pe care o vor avea în cadrul Comisiei de Supraveghere și Evaluare. La bacalaureat, la o comisie de până la 450 de candidați în centrele de examen, președintele primește 483 de lei, iar la o comisie de peste 450, 515 lei, vicepreședintele, secretarii și membrii comisiei 331 de lei, iar asistentul 29 de lei pe zi, cei care asistă la sală sau pe culoare. În centrele de evaluare, tot la bacalaureat, o comisie până la 1000 de candidați, inclusiv 735 de lei, și la comisii de peste 1000 de candidați, 761 de lei pe zi. Vicepreședintele 420, secretarul 362, membru în comisie 331, iar profesorul evaluator 4,8 lei pe fiecare lucrare corectată. Astfel, nu se pune problema ca aceste activități să nu fie răsplătite din punct de vedere financiar. Toate aceste activități, să le spunem, nu se desfășoară pro bono, nu sunt neplătite. Rămâne de discutat, dacă vreți, dacă într-adevăr munca prestată de fiecare cadru didactic, pornind de la președintele comisiei, care de regulă este un cadru didactic universitar, vorbind despre bacalaureat acum, până la asistentul de la sală și până la profesorul care evaluează lucrările, să spunem, nu cumva ar trebui să primească mai mulți bani. Trebuie să ne încadrăm într-un buget, din păcate bugetul este limitat. Cheltuielile examenului de bacalaureat nu se rezumă doar la plata profesorilor, ci și la consumabile, însemnând foi tipizate de examen, etichete și tot ce este nevoie pentru buna desfășurare a probelor orale și scrise.